dimineața. Și am să vă prezint Pentru că poziționarea, listarea unui site-ului
Îți aducere beneficii destul de mari cu ceea ce vine. Da, da, e ok, pentru că e un link de la un site de autoritate, plus odată la 6 luni Google ia toată bază de date și o bază în Google Directory, deci e ok link, dar na, nu pot să zic de dacă ți l-a refuzat sau de ce ți l-a refuzat. E doar la latitudinea editorului o categorie respectivă și asta e problema mare pentru că cred că mai mult de 50% din categorii nu au editori. Pentru categoriile respective, doar editorii general poate editeze în categoriile respective și sunt foarte puțin, ceva genul 5-6, deci dai seama că e foarte greu ajungă. Depinde de noroc, asta e. La zâmbor știi cum e, exact cum ai făcut de lucru. Bagi acolo și uiți de el. La un moment dat poate o să țină, poate nu. Bun, în afară de zâmbor, nu te ne mai recomandă alte care să ne ofere un page la bun. Dacă de fapt este în această categorie, are un page la bun, atunci puteți câștiga pe exact. Dacă nu are un page la bun, oricum puteți câștiga, dacă site-ul puțin, dacă domeniul puțin, are o anumită autoritate. Dacă are regime, are un Google. Bun, vreau să știu dacă ăsta e subiectul de studie de astăzi, ca să nu mă poți de studia, Zimbol nu se presupune că are un penjan bun pentru că a fost luat o parte din el de Google, din ce știu eu. Și atunci toată lumea ar trebui să aibă site-urile listate în Zimbol, ca să poată să obțină un penjan bun. În afară de Zimbol, ce altceva ne mai recomandați? În funcție de care ar fi criteriile după care să ținem, de care să ținem seama în momentul în care vrem să introducem un site în director sau nu? De exemplu, Zimbol de cel mai vechi design în România. Adică site-uri care au fost de mulți ani și care au vechime pe Google. Cum ar fi Zaparo, de exemplu. Zaparo a venit un director. Ok, în ce poate să-ți fac un site, de unde știu eu care e cel mai vechi? Într-un timp putem să edificau la datorului.ro, la datorul de gând, din ce an este pe lumea respectiv. Deci, sau... Da. Dacă am putut să o dat pe Google directoare web page. Da, e irpedia.ro în Brescia. E o listă foarte ok în care prezintă numele directorului PageRank-ul și... Bine, PageRank-ul nu poate afla și altfel, că există știi. Care ți arată PageRank-ul sau să-i stai în PageRank-ul. Dar să te răspund la ce, de ce de mod nu e preluat de Google. E independent. Dar care e, din ce cauză Google oferă o încredere foarte mare? Pentru că toate site-urile de mod sunt editate manual. Și pentru chestia asta, Google oferă o încredere foarte mare site-urilor de acolo, pentru că știe că chiar face parte din categoria respectivă, deci el înseamnă că e pe nișa uitându-se pe site, dacă site-ul a meritat intre acolo. Apropo de directoare, directoarele sunt înscrierea în directoare merge în România, pentru că nici ele nu sunt foarte concurențiale, dar înscrierea în directoare e așa ceva 3% din un ranking bun, undeva, e un start, adică să te găsească motorul de căutare să scroleze toate paginile, dar o ranking bun în motorul de căutare nu se garantează înscrierea în directoare. Bine, dar Google nu ai garantat nimic, pentru că este totul gratuit. Singura care este garantată este PPC-ul. În rest, nu ai garantat să ne ajungi niciodată pe prima pagină, totul este la da, normal, de eu ziceam, cuiva. În general, ca din punctul de vedere al SEO. Deci, înscrierea în directoare nu folosești ca să o ajungi pe prima pagină, ca să te indexeze Google. Exact. Bun. Ne puteți recomanda sau eu am folosit de-a lungul timpului niște instrumente care te scriau automat în motoare de căutare. Nu în motoare, în directoare și... Nu, că nu l-am folosit, că nu pot să dar depinde mai mult decât de câștigă. Mă numesc că trebuie să se puțină în seria manuală în scriitoare de zonă în parte, că e mai sănătoasă decât automată. Ok. Are întrebări? Hai să puteți să răspund. Deci, scrie automat să spune să obții scrie în directoare care nu au licențe, nu au un cod pe care trebuie să-i introduce, asta îți spune să obții scrie automat.
Dacă te gândești... Deci, vorbesc de acum un an și ceva, marea majoritate nu prea aveau, acum au introdus împotriva spawn-ului și... Deci, în continuare, chestia poate fi... Introducerea automată de un director, chestia poate să facă absolut tot în orice site. Cu ocazia asta, persoane, site-urile care au... site-urile cu directoare web care nu au chestia, sunt foarte mult cu date, așa cu site-uri foarte slabe calitativ. Și ăsta ar fi un criteriu pe care eu îl aș recomanda să lucrezi în director. Mai puțin pe evenimente, să fie cât de cât în tema site-ului sau alta, ar fi un criteriu bun. Dar cel mai important criteriu pentru mine când aleg un director web este să mă uit puțin prin el, să văd cam ce site-uri sunt acolo. Să vezi, sunt câte de introduce director la web, care vor fi vecinii și colegii tăi, cine o să fie alte site-uri. Că dacă sunt numai site-uri care... site-uri care ele nu te le fac. În fost are o problemă dacă ai din concurs acolo și mai bine nu te bani. Ce s-ar fi cele mai importante cu pe evenimente pentru mine. Și bineînțeles să aibă din cu un follow, nu cu nou follow. Deci, din cu nou follow, cu un follow și să ai vecine ok, îmi pare că mai important decât. Ce să devin? Follow și nou follow. Follow, link-urile follow, spun botului Google că poate urmezi de link, să poți să mergă mai departe. Dar care este un nou follow, adică în AMS, QR, egal, se spunea nou follow. Asta înseamnă că tu îi spui botului Google că nu urmezi de link-urile respectiv. Numai că link-urile nou follow, dacă nu este citare, toate link-urile poate fi penalizat de Google. Google considerând că acest link poate fi plătit. Și Google nu Nu uite, sau portoi, sau pe anul acesta, adică eu dau chestul, nivelul fix și când am mie. E numărul ăla de lucru. Ah, dar ok. Link-urile 2 au o relevanță pentru Google mai mică, decât instituțiile third-way, pentru că link-urile direct între două site-uri, Google nu deschide asta, HTML, să ne crezi tot mesajul și în play să fie decât în prezentarea către vizitator. Nu tot venea aparat sau afișeul. Deci ai putea să faci un link surpe, dar să ne trebuie un HTML. Asta ar interpreta o calculare. Nu. Pentru că flash-ul el nu-l vede. Flash-ul vede ca o poză. Nu știe ce e în play-ul ăla. Aba n-are ce fi tu acolo. Dacă în HTML îi spui ce scrie acolo și el indicează să stai cu tot un HTML,
Și, mă rog, este avantaj că tu lucrezi de blog, dar avantaj că vizitatorii care vor intra în site-ul tău, în site-ul tău, în Google, vor intra în versiunea HTML. Dacă versiunea HTML e la fel ca versiunea Flash, e ok. Un element important în fondul de articol este cuvintele din Angular. Adică Angular sunt cuvintele care sunt cuvintele în acel lucru care se vorbim. Care presionate la cum să fie cuvintele cheie pentru care dorim să promovăm site-ul sau blog-ul. Promovăm servicii online, iar acolo servicii online. Promovăm securitate IT. Până sau la teorie, trebuie să fie promovăm securitate IT. Câte cuvinte cheie este recomandat să aibă un site? De 10 pagini. Două. Sau pe fiecare... Optimizăm tot site-ul. Și fie noi sau fie atât de până la încălzare. Deci, deschidă subiecte, se în pagina cu site. Bun, eu folosesc Joomla pentru dezvoltare de site-uri. Și Joomla ai posibilitatea de, ca și la alt manager de site-uri, ai posibilitatea de a optimiza fiecare pagină după anumite știți de ne recomandă folosim opțiunea aia sau nu? E bună opțiunea aia, dar ce vreau să alcătez este faptul că site-ul în general trebuie să fie promovat la anumite cuvinte. Dacă o altă pagină are sunt lucrate cu cuvinte, dar fiecare dată în tematica site-ului, este în regulă. Este ok. Pentru că Google știe sinonime, știe cuvinte reclamatoare, știe toată diferența de cuvinte și știe să le coreleze. Are un alt foarte performant. E întrebat? O altă modalitate prin care putem câștiga din curs, dar aici este putut în curs că unele bloguri apropo, alte nu, unele bloguri pe intenția alta, altele mai puțin. Este, creăm comentarii pe bloguri. În general, WordPress-ul nu permite transferul de pe internet, adică are link-uri cu non-forum, cum acum mai devreme. Dar unele bloguri au un plugin care permite care comentează în site-ul respectiv să poată să aibă beneficii de pe urmă a comentării pe blogul respectiv. Tu comentezi pe blogul respectiv, îți pui numele mail-ul și site-ul și comentează tot. Tu vă intre și vede timpul respectiv, îl indexează și vei mai câștiga un incomplut. Nu plătim blogul. În general, trimite add-on-ul la Firefox, prin care poți să vezi dacă toate link-urile sunt cu follow sau no follow. Nu știu să zic exact la schema add-on-ul, dar știu că există în acest an. Și are și cum așa ceva? Nu știu. Blocul e pe Firefox. Nu știu. Dacă poate să fie, dar nu știu pe Firefox care, n-am folosit. Ok, deci cele mai recomandate să fac mai devreme sunt link-urile între mai multe site. Iterea link-ului este luată la valoarea site-ului respectiv. De asemenea, există schimbați link-uri sau, mă rog, puteți să schimbați, dar link-ul respectiv nu o să vă... nu o să vă aceea și relevanță, pentru că site-uri care au foarte multe link-uri în plusă. Dacă sunt foarte, foarte multe, puterea, pe exemplu, din pagina respectivă, se poate la site-uri care sunt în plusă. Mai pe la asta, mă aflat multe care sunt externe, adică, în general, Google acum vede ca cu domeniile care sunt din acest site, dar care sunt diferite, total, pentru că acest site, adică la acest este capa numero și acolo pe linkuri care putem capa numero la acest site, alea sunt cam din același site. Și de aceea este preferat, dacă sunt foarte multe site-uri externe, nu scrivați din cu acest site. Cum faci să ne afișeze link-urile cu domenii? Dacă nu faci să ne afișeze link-urile cu domenii, sau vreau știi domenii le afișate?
Putem recunoaște asta la asta? Da, pot să vreau discuție asta, un link de pe pagina indicată, pe care de regulă de cum rog, pe care ați văzut domeniul. Și în timpul cum vă rupele și dacă are rămasa la titularul de ea, o să mai fi ce vreau. Deci este un site-ul, așa m-am văzut și mă spun altul la site-ul meu. Chiar asta v-am spus acum, să rezultăm cu aia, dar cu altă fel de promovare, în care noi putem să oferim agregatorilor, agregatorilor sunt cuțuri care vrea conținutul de lucruri pe la anumite site și care sunt pe fața lor puse pe categorii sau pe diverse domenii de activitate. Ei, atâta de site-uri, unele permit ziare de pe gen, altele nu pentru că la fel ca și cazul blogurilor, unele sunt cu tal follow, altele sunt follow. Din ce a văzut până acum, majoritatea sunt cu nouă follow, dar sunt câteva care sunt și cu follow. Și la fel, le putem vedea tot cu altul mai puțin, care sunt cu tal cu tal follow și care sunt cu follow. Dar ei sunt văzut de acolo de a striga trafic, de a striga awareness, nu neapărat page name. Am înțeles, mai simplu. Eu dacă intru cu un agregator și dau pe felicul respectiv, cum pot să-mi fac cu omul? Ba da. Sagul respectiv îi spune cu domnul, cred că tu urmează. Da, corect, corect. Deci, cu tip practic și awareness, adică urmă apă de tine, cu tine tine și asta viitoare poate intre direct la tine, stai și nu mai intre prin acel agregator. Am o rugăminte, să trecem puțin mai departe acum, să continuăm cu prezentarea și să existe o perioadă de întrebări de rugăminte. Vezi că ai lepte. Ok. Ok. O altă lucru care ne putem promova ca să avem locul este ne scrie pe formă și știi care formă după cum simt. E o rezumită să scrie o semnătură în cate care sunt de care le faci pe spune. Bună, bine, aici trebuie înainte să facă chestia asta, să pune link în semnătură, să nu știți regulamentul formului. Că unele forme nu permit link-ul în semnătură, cum ar fi Sofia, de exemplu. Dar, în general, centrele din România și de afară permit punerea de link-uri la uiteri care au o oarecare de vechimentă, adică au multe comentarii și sunt de încredere și nu sunt considerate, dar nu sunt super. Dacă intri din prima și în semnătură acolo și ce documentezi la foarte, foarte mult, trebuie să fii spalat. Standard să pună niște nou indexuri la anumite faze.
Și iată de obicei poate crea probleme. Deci, intenția mea este că dacă nu știți foarte bine să optimizați un site, o proiectă lăsați cu setele din fol și faceți SEO, următoare niște lucruri și neapărat faceți opțiunile de nou index care vin standard cu olii noastre oferte, pentru a face niște articole pe care l-am pus pe Twitter. De asemenea, pentru LinkedIn, poate concursuri, poate concursuri. Și nu am comentat despre acest concurs al meu și la fel, dar puteți să-mi zicați de pe Dajon sau forum sau blogul, simplu. Adică nu ai să puteți să ceva, cu copii strâni și am zis că aveți planța de a mai câștiga aceste linguri. Ok, cam asta ar fi linima. Asta ar trebui să vă spună fiecare în parte. Pentru că documentația aia de la Google, eu o carte cu 1000 de pagini,
Și dacă stai să citești pe toată, nu o să spună în mod clar și foarte clar că să ai cuvântul cheie de 5 ori în pagină, să fie poziționat în primul paragraf, în ultimul paragraf și de 3 ori în partea de mijloc a conținutului like-ului. Deci sunt foarte multe speculații. Eu, de exemplu, am citit destul de mult pe treaba asta și spunea că ca să ai o bună poziționare Google, trebuie să ai cuvântul cheie pus pe primul, obligatoriu, primul paragraf al descrierii, ultimul paragraf și de o dată sau două ori în continuare. Să vă puteți plec unii profetă de ultima pagină. Ok. Aveți întrebări? Ok, asta-ți mai spun prima cu despre Wavemaster Tool. Este un care se cheamă Wavemaster, prin care noi putem să percum acolo. Stai în web-ul pe care l-am zis, arată să stai în urmă. Iar Google, generăm flame-uri, discuții pe blogul sau forumul despre conținut din statul nostru. Să facem, de exemplu, Zorro, care partea de viață, partea de genul ăla și chiar dacă el știe de rău, face reclamă la telefon și generează un trafic. Chiar dacă nu există un link direct către acest site, generează un awareness. Lumea va intra de curioasă, va da să vedem ce se reflectie. Da. Deci când facem timpul de link-uri, da? Unde poziționăm noi în site-ul nostru link-ul care prietenul care a făcut link sau persoana care a făcut link-ul, de pagina, pagina, link-uri, cum organizăm chestia asta? Link-urile pot fi site-wide, adică pe la site-ul. Sau poate fie pe anumite categorii, poate fi mai decât la pagina, deci cum negociezi cu acel webmaster. Poate fie în scutări, poate fie la un loc unde la poate laterale, în fundă sau în dreapta. Și am văzut uneori că sunt și în parte de scutul atentului, dar cu mâna puține scutări. Ok, și ce ai scutări pe care le aveți de un marketing? Preferați să vină cu alții. Care trebuie să mai calculatoare și termice, care acasă... Da, deci dacă vin un blog de calculatoare, de computere, de text, de tehnică, de asta, poți să discuți un schimb link cu acel blog de altfel. Numai să fie să facă chestia. Adică să nu mă uiți pe ce nici la lui să ajută lui. Dacă o faci altceva, să faci ceva, e așa, nu trebuie să are ceva posibil. Și despre link-uri intelectuale, dacă te obligă să pun link-uri pe site-ul tău, cui mi-au schimbă, strică să-i pun pe link-uri care ne spendiți sau să-i pun pe pagina separată? E, preferat să ai o pagină de partener la directorul de web, unde să fie un link direct către acest director. Numai că un director ai care te obligă, ca să zic așa, să ai un link pe pagina index, dar chiar nu te fie atunci în acel director, trebuie să spui link pe prima pagină. Și pagina aia trebuie să fie, trebuie să aibă link și să aibă link, dar să fie o pagină total separată. Adică să fie o link pe drog. Da, nu se poate. Deci, în general, cei care apropă link-urile din director, verifică și chestia asta. Dacă pagina aia să fie voie statică, adică e o lungă de telefon, sau are un link dintr-o pagina lor, adică totuși are un paragraf care în directorul ăsta are un script de notificare pe urma acelui site. Poți să pui pagina respectivă și dai cu un follow.
pui link pe toate paginile și link-ul către pagina respectivă îi dai în opau ca să nu pierzi link-ul cu Google. Și automat toate link-urile de pe pagina respectivă ies pe Y. Da, dar din acolo știi că poți să fie Google-ul să vede bine și poți să amintești pe planetare. Dar amintește că îți facem totul ca să nu poate. Da. Ce ne recomand să lucrăm cu firmele alea care ne dau grade-uri cu spam și transfer în 80-200 de directoare? Nu, no, preferabil să contra un exact de mână. Ori cu cineva împreună și pe prima dată de fiecare de tără în parte. Cei care sunt că fac chestia asta, nu se prea nici o transmită. Chiar toate sunt toate, dar de câte dată din ofră, vin și altă la fiecare cadă poate să nu spun. Deci au băgat acolo. Deci au băgat acolo. Și asta este posibil sau nu este făcut automat, adică un soft care nu este chestia asta. Și dacă nu e bine să era automat, pentru că poți și să fii penalizat. E foarte bine. Apropo de LinkedIn, acum vreo 4-3 am avut o prezentare, eu mergit pe site. Am vorbit acolo despre toate metodele de team building și încate în design. Și e pe site. Am și pe blog, dar eu să mă dau adresa. Urmea să rog de zi. Altora ca trea, colete, cum s-a duce trea pe blog. Și acolo se va fi discuția. O să fie câteva mai multe, nu? Să fie câteva mai multe, nu? Să fie câteva mai multe. Am văzut. Am văzut. Și asta mai spuneți o pită despre Google Maps.